Hagi o admiră tot mai mult pe Simona Halep, asta pentru că evoluția ei este exact așa cum el își imaginează că ar trebui să fie a oricărui sportiv de performanță, bazată pe multe sacrificii, muncă și perseverență. Halep a explodat în 2013, iar acum, la un an de când a început să urce în clasamentul WTA, nu face decât să demonstreze că cele 6 trofee câștigate anul trecut n-au fost o întâmplare. Are o presiune, se obișnuiește cu ea, devine competitivă. E o sportivă care ne dă senzația că, uite, se mai poate să ajungem acolo sus. Se poate să fim acolo printre cei mai buni. Bravo ei, muncește, e serioasă și merită felicitări. Eu oricum îi transmit acele felicitări, aș fi, când am ocazia îi transmit.